Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. La Deale Dimineții, că așa e, să spunem, gândul nostru, să povestim Deale Dimineții, că ne trezim împreună, dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, 23 august 2024. Cu toții știm că 23 august a fost o zi pe care ani de zile noi, românii, am sărbătorit-o. Dar se pare că lucrurile se schimbă, evoluează, trec prin tot felul de schimbări, vremurile se schimbă, dar rămân amintirile. O să avem parte astăzi împreună și eu și dumneavoastră de o emisiune cu un puternic impact emoțional. Luați lângă dumneavoastră o batistuță, un șervețel, pentru că astăzi o să vorbim despre oameni dragi. Oameni care fac parte din, să spunem așa, cuvântul istorie, istoria noastră, nu știu, nu mergem la Avram Iancu astăzi, că nu mergem la Țebea, mai luna viitoare. E sfârșitul lui august, dragii mei, și cu toții știm că la sfârșitul lunii august ne îndreptăm către Poienița Voinii, în Ținutul Pădurenilor, dragii mei, pentru că cu ani în urmă, și am deja emoții, o să vedem cu câți ani în urmă, o să socotim împreună, să vedem doinitorul nostru, Drăgan Muntean, ne-a chemat la el acasă, acolo în Poienița Voinii, și nu oriunde, ne-a chemat în dealul Cornetului. Și să știți că eu din 2018, de când am fost prima dată acolo, merg cu drag în fiecare an. Și de-abia aștept să vină luna august, să mă pregătesc sufletește să mă întâlnesc cu Drăgan, la el acolo acasă. Rosi, bună dimineața, suntem împreună, suntem așa, ești somnoros? Ești pregătit de Poienița Voinii? Mergem, normal că mergem, că așa e la noi obiceiul să mergem la Poienița Voinii duminică. Sâmbătă și duminică, și îl rog pe Rosi să ne dea afișul să vedem despre ce este vorba. Avem afișul de la Poienița Voinii, afișul care ne spune că în zilele de 24 și 25 august 2024, Festivalul Pădurenilor Drăgan Muntean. Și vedem pe afiș Primăria Bunila, Primăria Ghelari și cele două instituții din subordinea Consiliului Județean, așa cum știm, stați să și citim frumos, că să nu greșim, Direcția Generală de Administrare, Monumente și Promovare Turistică și, bineînțeles, prietenii mei, dragi, ai noștri, cei de la Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Bine, nu mai trebuie să spunem, Consiliul Județean Hunedoara e cel care finanțează cea mai mare parte din acest eveniment. Fiecare cu bucățica lui. În 24, sâmbătă, o să fie de la ora 18, o nedeie, va cânta Cristian Tomoni și formația Foc de Tabără, Foc de Artificii. Iar duminică, 25 august, începând cu ora 8:30, avem o slujbă de sfințire a Bisericii Sfântul Nicolae din Poienița Voinii, avem săvârșit
săvârșirea Sfintei Liturghii la Biserica Sfântul Nicolae din Poienița Voinei, slujbă de pomenire în memoria lui Drăgan Muntean, Casa Memorială Drăgan Muntean, care e în administrația celor de la Direcția Generală de Monumente, manifestări dedicate Marelui Doinitor, susținute de Rusalin Ișfănoni, Bogdan Toma și ansamblu Leleșana. Dar de la ora 13 coborâm în dealul cornetului, dragii mei, și cântăm. Cântăm cu toții. Cântăm cu sufletele, și pentru că începe un spectacol organizat de Centrul de Cultură și Artă. Îl salut pe domnul manager, domnul Ciprian Roman, o să nu mai pomenim în această emisiune. Și așa cum vedeți pe afiș, Aurel Tămaș, Adrian Stanca vor fi acolo alături de noi. De ce sunt acolo? O să aflăm tot în emisiunea de astăzi. Nu se poate să nu îl pomenim pe Bogdan Toma, care e invitat, o să vedeți despre ce este vorba în această dimineață. Alți interpreți din județul Hunedoara, o să-i mai amintim pe parcursul emisiunii, nu vreau să dau tot din casă de la început, dar puteți să vedeți afișul. Ansamblu folcloric profesionist, Drăgan Muntean, orchestra și bineînțeles condusă de domnul profesor George Câlțea, o să ne încânte sufletele, ochii și bucuria sufletească, bineînțeles, corpul de balet sub în coreografia Cătălin Bălan și Mircea Resiga. Vor mai fi fanfara din Ghelare, ansamblul Leleșanca din Lelese, mai povestim de ei, de domnul primar Ciprian Achim, care e coordonatorul, prietenul nostru Ionuț Drăgoteț, la fel ca și anul trecut, va fi anfitrionul acestui spectacol. De-abia apuc să-i văd duminică, am emoții, dar până duminică ne aducem aminte. Și mergem, dragii mei, în 2002. Mergem în 2002 într-un material de suflet, ultimul spectacol al lui Drăgan Muntean. Vă rog, haideți să rămânem cu sufletele aproape de noi, rămâneți cu sufletele aproape de noi și haideți să vedem împreună un material pe care îl avem de pe YouTube, în care Drăgan, Dumnezeu să-l odihnească, cântă și joacă. Să vedem despre ce este vorba. De aceste imagini au devenit document. În Gala Moștenitorilor la București, ultima înregistrare în spectacol cu Drăgan Muntean. Astăzi ne trece un dor, astăzi pe lan să mor. Astăzi ne trece un dor, astăzi pe lan să mor. Asta mine trece șale, așa spun mine trebuie tele, într-o mândra din poinița mi-am pierdut la joc străicuța.
da 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 da. Toată lumea ne-am cu tine, da 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 da. Cât pe lume o duci bine, da 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 da. Toată lumea ne-am cu tine, da 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 da. Dacă când ai ajuns la rău, măi, da 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 da. Ai la ai la, nimeni nu-i mai neamul tău, măi, la ai la, la ai la, la da 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 da. Doamne, prietenii, da-da-da-da-da-da-da-da-da. La multe zomori dusie, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ardem, Doamne, prietenii, da-da-da-da-da-da-da-da-da. La multe zomori dusie, da-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 da. Atât ori vorbi de mine, da-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 
Stai joc pădure nies, la 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 la. După el mă prăbăghez, la 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 la. Jocul pădurenilor, la 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 la. Al nedorenilor, la 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 la. Cătrânța, la 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 la. Dar opiște unde ai, la 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 la. E o bună din vălare, la 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 la. Dar opiște unde ai, la 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 la. E o bună din vălare, la 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 la. Drăgean Muntean, cel care va rămâne mereu pala pădurenilor cu nedoarei, a trăit o viață cu dor de sat, a cântat satul și oamenii lui. Acum a plecat un pic mai departe, dintr-o lume cu dor în cea fără dor, la doar 47 de ani. martie, Drăgean pleacă. Asta a fost ultimul lui contact cu publicul care îl iubește, îl iubește și astăzi și care îl respectă și care îl adoră. Tot în 2002 și mă o să mai vorbim, mergem în scenă tot cu regretata Mariana Murărescu, tot pe vorbele ei. O lună sau două mai târziu, mergem la Bacău să vedem ce s-a întâmplat. Din nou în Hunedoara, de data aceasta cu cântecul ne vom îndrepta spre Ținutul Pădurenilor împreună cu Bogdan Toma. El ne amintește un cântec din repertoriul lui Drăgean Muntean. Păstă-mi-ne
Acest copil nu va uita că a apucat să cânte pe scenă alături de Drăgan Muntean și cu siguranță va ajunge un bun slujitor al cântecului cu ajutorul lui Dumnezeu și poate și cu rugăciunile lui Drăgan de acolo de unde este el acum. Și așa cum știm cu toții și îl cunoaștem pe Bogdan, se pare că și-a luat povara pe umeri, dragii mei, pentru că nu a uitat niciodată ce a primit și duce în străicuță. L-ați auzit și l-ați văzut de foarte multe ori pe foarte multe scene, nu doar aici acasă, în județul Hunedoara. Bogdan ne reprezintă cu succes pe foarte multe scene ale țării și duce cu atâta patimă și cu atâta dragoste ceea ce a primit nu doar de la Drăgan, ci a primit de acolo, de acasă, din Ținutul Pădurenilor. Pentru că acest om, acest bărbat, i-aș fi zis fecior, că e tânăr, dar e părinte, e tata a trei copii minunați, trei îngeri, trei prunci care sunt alături de el de fiecare dată când au ocazia. Și o să vedem pe parcursul acestei emisiuni despre ce vorbim. Până acolo, Bogdan de la Bacău a plecat la Soveja. Dacă zic bine, Rosi, te rog, hai să vedem un Bogdan la 11 ani, tânăr, un copil care e mândru că e pădurean și cântă din repertoriul lui Drăgan Muntean. A cântat și atunci, cântă și astăzi, vedem despre ce este vorba. Dar mergem undeva în trecut, un Bogdan Toma la 11 ani. Bye.
cu lacrimi în ochi, dragii mei, pentru că privindu-l pe Bogdan acolo pe scenă, cumva eu mi-l aduc aminte și mai tânăr, mi-aduc aminte chiar 2016, Orășteara de Sus, un spectacol de colinde, când Bogdan deja era flăcău, așa, în toată firea, era acolo alături de alți interpreți, de, ați văzut-o și o să o mai vedem pe Mariana Anghel astăzi, pe scenă, alături de Drăgan, și Adriana, fica iubitei noastre, Adriana Anghel. Și Adriana duce mai departe folclorul autentic românesc al județului Hunedoara. Dar nu mergem foarte departe, pentru că Bogdan, invitat al nostru, nu odată, de mai multe ori, este tare, tare modest, dragii mei, și să știți că de foarte multe ori evită să vorbească despre bucata lui din copilărie când l-a întâlnit pe Drăgan Muntean. Dar a vorbit despre asta cu cineva cu care i-a cunoscut bine pe amândoi. Nu mai e printre noi, dar i-a iubit foarte mult pe amândoi. Și cumva a reușit să păstreze această poveste frumoasă dintre Drăgan Muntean și Bogdan Toma. Și am găsit o bucățică dintr-o emisiune cu un Bogdan tânăr, foarte tânăr, invitat la regretata iubita și nemuritoarea, aș putea eu să spun, pentru că nu cred că va muri niciodată, la fel cum n-a murit nici Drăgan, Mariana Murărescu. Haideți să vedem ce au povestit ei doi, o bucățică, că atât avem. Este firesc, pentru că acest copil a crescut în dragoste de cântec lângă marele doinitor al Ardealului, Bogdan Toma. Mugur de tezaur cu ani în urmă, acum dita mai flăcăul, câștigător al unor premii de răsunet, cum e să fii apreciat? Te gândești la Drăgan? Mă gândesc întotdeauna și la domnul Drăgan, la nenea Drăgan, că eu și acum la fel îi spun cum îi ziceam când el era încă în viață. Mă gândesc cu mare drag și cu mare dragoste, pentru că am ținut la el ca la un tată, și dacă eu odată mă sui pe scenă și nu cânt o melodie de-a lui sau piese din repertoriul lui, parcă simt că n-am cântat niciodată pe aceeași scenă, și eu parcă o simt ca o datorie și în același timp e o plăcere de-a mea să fac acest lucru. Da, și asta este felul în care îi mulțumești tu lui nenea Drăgan, nu? Da, e un fel de mulțumit și îi mulțumesc că, și o să îi mulțumesc acum și am mulțumit totdeauna și toată viața mea o să îi mulțumesc, pentru că a avut încredere în mine și m-a arătat unei țări întregi ca fiind urmașul lui. Cum ai ajuns la Drăgan? Noi ne cunoșteam, eram prieteni de familie, dar el n-a știut că eu cânt. Și la nuntă, la mătușa mea... Câți ani aveai? 10 ani. Mult, așa. Da. El m-a auzit pentru prima dată cântând. Și atunci l-a luat pe tata deoparte și i-a zis să-i fie rușine că nu i-a spus că eu cânt, că el de când caută un pădurean să cânte acolo la Păinița Voinii și să-i urmeze drumul lui. Și după aceea, în anul următor, m-a recomandat la Mugur de Tezaur dumneavoastră și a încercat să mă ia tot timpul cu el și să-mi creeze el o carieră artistică, mie să mă ajute din punctul ăsta de vedere. Da, și este așa impresionant pentru noi să ne amintim că la ultimul concert Tezaur Folcloric la care a participat Drăgan Muntean, Bogdan era lângă el. A fost o mare plăcere pentru mine și fără doar și poate, dar când ne-am întors de la acel spectacol la Deva, știu că a ieșit din mașină și după aceea s-a întors
Și s-a întors către mine și a zis: Bogdane, ne așteaptă drumuri lungi împreună. Dar el n-a mai trăit mult timp după aceasta și a rămas singur. N-a rămas singur, dragii mei, pentru că suntem alături de el. Dar cu greu reușim să păstrăm pasul cu Bogdan. Parcă a luat-o pe repede înainte, poate pentru că îi se pare că a rămas singur. Mergem în 2023 să vedeți că nu e singur. Un material de la festivalul Concurs de anul trecut, festivalul Concurs Drăgan Muntean, unde prietena noastră, Felicia Stoian, îi spune lui Bogdi că nu e singur. Și alături de el o să vedeți în minutele care urmează ce de oameni faini pe scena aia acolo la Teatru de Artă de aici din Deva. Povestim după material o bucățică din festivalul Concurs de anul trecut din 2023, festivalul Concurs Drăgan Muntean. Dragii mei, venind spre dumneavoastră, zilele trecute la sediul la noi la TVR Timișoara, am intrat pe câteva înregistrări vechi de la debut 50+, căutându-l firește pe Drăgan Muntean. Una din înregistrări era datată așa, martie 2002. În aprilie el a plecat la Dumnezeu. Tot în martie a realizat o emisiune Tezaur Folcloric împreună cu tânărul, copilul la acea vreme, Bogdan Toma, pentru că el avea mare încredere în Bogdi și mereu spunea că va fi urmașul lui. Iată că anii au trecut, el a rămas acolo la Dumnezeu, iar aici pe pământ cântecul din Țara Pădurenilor strălucește atunci când îl aduce cu inima și cu glasul frumos. Bogdan Toma! Hai, hai, când cu drag nu-mi pare rău, mă. Hai, hai, eu când pentru tatăl meu mă. Tatăl meu îi o bătrân mă. Nu mai poate ia fân mă. Hai, hai, cinereță, floare rară. Hai, hai, parcă-ai fost alaltă seară. Al-altă
seară să fi fost măi. Și-ai genunchi-ai măi întors Hai, hai, pune tată coasa-n prun, mă. Hai, hai, căci acum e ești bătrân, mă. Și dă-o la cine vrea. Eu nu știu și dă-o la cine vrea. Eu nu știu numai cânta. A 2023, dragii mei, festivalul concurs Drăgan Muntean, teatru de artă din Deva. Și așa cum spunea, cum povesteam, nu e singur. Ați auzit acolo pe scenă un doinitor. De data aceasta, altul decât Drăgan Muntean, Bogdan Toma. Alături de el am auzit un țambal pe Florin Mustețea, sper să nu fi greșit, imediat corectăm dacă trebuie. Armonie, Ovidiu Pintilei, ne mai întâlnim cu el în dimineața asta, o să vedeți despre ce este vorba. Ei au plecat la un drum împreună și bineînțeles un saxofon, Ovidiu Urzicean, cei doi Ovidi de lângă Bogdan Toma, tot așa le spun, Ovidiu lui Bogdan. Despre ei o să mai povestim în această dimineață, dragii mei, mai pe finalul emisiunii și o să vedem ce prietenie îi leagă. Pentru că, vedeți, mereu spun, trecutul influențează viitorul. Nu putem să-l schimbăm, că l-am aduce înapoi. Dar îl aducem înapoi de fiecare dată când ne permite televiziunea, când ne permit amintirile, când ne permit aceste bucăți de suflet pe care ni le-a răsat Marioara Murărescu. Din 2023 ajungem în 2024, în 23 august, dragii mei, și înainte să mergem la Poiana Răchițelii, l-am găsit pe Bogdan Toma. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața! Mă bucur din nou să fim aici în studioul Dale Dimineții. Este o bucurie și vă știți că mă simt ca între prieteni aici și de fiecare dată vin cu mare, mare drag. Așa este, din seara asta deja se fac pregătiri acolo sus pe dealul Cornetului la Poienița Voinii, pentru ca mâine, sâmbătă și mai ales duminică, să ne bucurăm de această sărbătoare a noastră a pădurenilor. Lăsăm să-și treagă puțin sufletul, a fost alături de mine de ziua mea în 7 martie, n-a știut în timpul emisiunii, după emisiunea aflat că eu împlineam în acea zi o frumoasă vârstă și am dorit să fie alături de mine, că asta înseamnă să fii acolo, legat sufletește. Vreau să salutăm, ai o grămadă de mesaje care ți-au scris, tu ai fost prin intermediul filmărilor
copil, noi tot povestim de la ora 7 și uite, ai primit o grămadă de mesaje. Bălan Cătălin îți scrie așa: bună dimineața, felicitări pentru emisiune, mulțumesc, felicitări prietenului meu Bogdan Toma pentru întreaga activitate și succes în continuare pentru lucrurile minunate pe care le face, vă așteptăm la Poienița Voinii, venim că împreună mergem. Bună dimineața, ne spune Daniela Enea, știi cine e? Sigur. Felicitări pentru emisiune, felicitări Bogdan. Doamna Adriana Furcă scrie, o altă hunedoreancă, și scrie așa: bună dimineața, un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect pentru invitatul dumneavoastră, domnul Bogdan Toma, și tuturor organizatorilor. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Voce inconfundabilă, Drăgan Muntean, marele doinitor al Ardealului, plecat mult prea devreme, lăsându-ne cu un gol imens în inimile noastre. Mult succes tuturor, vă pup cu mult drag, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Enea Vasile scrie așa: privindu-l pe Bogdan când era tinerel, îmi aduc aminte cu plăcere de spectacole prezentate împreună cu ansamblul folcloric Hațegana Junior pentru școlile din oraș, amintiri frumoase ce nu se pot uita. Salutăm pe Roxana Oșanschi, salutăm pe Vasile Enea, salutăm pe Gheorghe Lăscoi și toți cei care sunt alături de noi. Vreau să salut pe Alina, am văzut-o live la un moment dat alături de noi. Alina, te iubim și îți mulțumim pentru toată susținerea și răbdarea pe care o ai pentru acest minunat soț al tău, tata celor trei copii minunați pe care îi aveți împreună. Doamne, e minune de la Dumnezeu. De fiecare dată când îi întâlnesc, i-am întâlnit în Poiana Răchițelii anul acesta și avem o surpriză pentru tine, Bogdan, pentru că e grea povara pe care ai primit-o. La care te referi? Cea de la să-i duc cântecele mai departe lui Drăgan Muntean? Da, este grea, pentru că dumnealui a făcut așa la nivel de artă, a cântat extraordinar, avea un timbru vocal inconfundabil, a fost unic și este unic și va rămâne unic, dar deși este grea povara, o duc cu foarte, foarte mare drag și îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui, regretatului Drăgan Muntean, că și-a dorit ca eu să fiu cel care duce cântecele mai departe, iar Dumnezeu a rânduit așa. Tu duci cântecele lui Drăgan mai departe, cu respect, duci mai departe nu doar cântecele lui Drăgan. Tu ți-ai făcut un stil aparte, un stil propriu, noi am văzut, eu am făcut, să spunem, o cercetare, noi ne-am uitat la cum ai fost tu copil, ai un stil aparte și ți-ai creat felul tău de a duce mai departe tot ce ai primit moștenire, nu neapărat de la Drăgan, pentru că tu ai primit moștenire de acolo, de la oamenii din Ținutul Pădurenilor, o bogăție aparte și, în plus, har de la Dumnezeu. Și vreau să mergem pentru scurte momente, avem mai multe pregătite, dar nu mai avem timp. Vreau să mai spun și eu ceva. Te rog. Foarte multă lume spune și unii îmi reproșează că îl copiez pe Drăgan Muntean. Pentru mine este onoare să aud lucrul ăsta, pentru că, repet, a fost un artist exemplar, însă mai spun și acum, eu, dorința mea nu este de a-l copia, dorința mea este de a continua ceea ce el a început. Se duc cântecele mai departe, iar eu, prin piesele mele, care fac parte din repertoriul propriu, se duc mai departe povestea cântecilor din Ținutul Pădurenilor și din județul Hunedoara. Și să-l vedem în 2024, că am tot mers așa de-a lungul anilor, am fi putut face o emisiune de 24 de ore, nu știu dacă zilele lui Bogdan, eu cred că ziua lui Bogdan are mai mult de 24 de ore și pe el și pe domnul Ciprian Mâni tot întreb, cum va ajunge oră timpul, că nu înțeleg, dar povestim despre asta, vreau să-l vedem pe Bogdan în Poiana Răchițelii 2024, cum Pădurenii la 40 de grade. Nu exagerez cu nimic, era o căldură infernală, s-au ridicat, fraților, dragii mei, a fost un moment așa de umplere de suflete, de bucurie, s-au ridicat de pe scaune și toată lumea s-a încins la acel brâu pădurenesc pe care, spre rușinea mea, încă nu l-am învățat. Avem deja imagini, Rosi, dacă se poate, un minut sau două cu sunet.
Dar Mircea Claudiu Costa, în imagini, Alina prinsă în brâu, stăteam de povești cu soția lui Bogdan, iar când a început să cânte, Alina a plecat la joc, deși era foarte obosită, pentru că și ea venea din Maramureș, dacă mi-aduc eu bine aminte, la Poiana Răchițe. Nu mai știi că voi sunteți tot pe drumurile patriei. Dragii mei, nu ești singur, Bogdan. Aici, la Poiana Răchițelei, a fost un proiect pe care l-a inițiat cu ceva ani în urmă, dus mai departe, se pare, cu succes, că eu anul acesta am văzut cu ochii mei că a fost un succes, dus mai departe de prietenul tău, primarul de acolo, Mircea Claudiu Costa. Da, nu pot decât să mă bucur că povestea a început în 2019, a Festivalului Plăcintelor Pădurenești de la Poiana Răchițelei, continuă și în fiecare an adună sute, mii de oameni acolo sus în Poiana Răchițelei, unde, de ce să nu spunem, în urmă cu poate 10, 15 ani, mai bine de 10 ani, 15 ani, era unul dintre cele mai izolate sate din Sfântul Pădurenii. Și astăzi mergem frumos, elegant, și ne putem bucura de priveliștea frumoasă din Sfântul Pădurenilor și de oamenii de acolo, care ați văzut cu ochii voștri să minunați. Și eu vorbesc tot timpul așa frumos de Poiana Răchițelei, pentru că mă trag și de acolo. Tatăl meu a copilărit acolo, bunica mea s-a născut acolo și nu pot să nu vorbesc frumos, și de fiecare dată când mă întorc în acest sat, simt așa că este o legătură între mine și pământul de acolo. De-a lungul anilor în care eu te-am urmărit, cum te urmăresc și alți iubitori de vocea ta, de sufletul tău, pentru că ești un om minunat și cu suflet bun, oamenii nu pleacă de lângă tine, că noi vedem că tu, în loc să-ți, știi, să tot mărește cercul tău de prieteni pe lângă cei cu care ai plecat, în această dimineață o să vedem că ai reușit să aduni și mai mulți pădureni alături de tine. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Dar tu, cumva, noi te urmărim și vedem fiecare bucățică din tine. Te-am găsit și la Dumbrava anul acesta, ai depus un efort alături de Mariana Suciu și primarul de la Peștiș, prietenul nostru Dan Dombruschi, și acolo ați avut astăzi, crei legătura cu Dumbrava. Știți, este o, cum mergi către Poiana Răchițelei, este la un moment dat un indicator. Dumbrava Ciulpăsc, Cutin, până la Cutin am ajuns. Fiecare bucată din tine e din ținut? Da. În Dumbrava s-a născut tata, bunica s-a căsătorit acolo, în satul Dumbrava, și noi acolo mergem acasă, la bunica. La Dumbrava sau, cum se spunea înainte, cred de 1976, Găunoasa. Și este curios că
și noi cei tineri și copiii noștri nu spunem mergem la Dumbrava, mergem la Găunasa. A rămas denumirea acea veche, așa că indiferent cât ar vrea unii sau alții să schimbe anumite chestii care fac parte din noi, nu o să reușească niciodată. Noi tot la Găunasa suntem și tot de acolo. Mai avem foarte puțin timp de emisie, dragii mei, și vreau să mergem în Poienița Voinii. Am spus la începutul, da, mai am vorbele. Acum, Rosie, acolo mă duceam, mulțumesc, des, Dumnezeu, sănătate, că ești creierul meu. Mergem în comuna Bunila. Acum, aici e lucru delicat. O salutăm pe tanti Aurelia. Doamne, ce dormi de plăcintele ei! Am spus la începutul emisiunii că primăria din Bunila e participantă la această manifestare care are loc 2 zile în Poienița Voinii, alături de celelalte instituții din subordinea Consiliului Județean, Centrul de Cultură și Artă și Direcția Generală de Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara și Primăria Ghelare. Îl salutăm și pe domnul primar Emerson, că așa e frumos, ne vedem duminică cu el acolo în dealul Cornetului. Bun. De ce în dealul Cornetului și ce leagă pe Bogdan de Bunila și de Poienița Voinii? Vedem imediat. Dar prima dată vreau să vedem niște imagini cu 2 oameni care sunt acolo în cer și care ne cheamă an de an, dragii mei, în dealul Cornetului, că nu merem noi din nebuni. Și nici Bogdan nu s-a hotărât așa să zică că haideți la Poienița Voinii. Haideți să vedem de ce mergem la Poienița Voinii în fiecare an la sfârșitul lui august. Mi-ați dat o idee foarte bună ca să vă spun și să spun telespectatorilor, pentru că scopul acestei acțiuni este tocmai acesta, de a ne întâlni, de a se întâlni oamenii care au plecat din aceste sate și mai mult de atât, de a vedea cine sunt acei oameni care îndrăgesc pădurenii. Și au venit din Bucovina, au venit din Maramureș, au venit din Banat, din Oltenia, de peste tot. Nu e prea devreme să-ți transform casa în muzeu? Gândul meu a fost dintotdeauna ca acest sat și acești oameni să fie cunoscuți și de altă lume. Și m-am gândit că venind numai să se întâlnească cu oamenii este prea puțin. Și am zis să se întâlnească și cu ceea ce au făcut ei și ceea ce au făcut să se vadă în acest muzeu din casa părintească, pentru că, de ce să nu spun, este un respect pe care îl port părinților și nu numai lor, și oamenilor din acest sat, adunând obiect cu obiect, dintre cele mai mici până la plugul de lemn, până la căruța de lemn care se află în curtea casei, și arătând copiilor și celor care vor veni că acestea au fost lucrurile și obiectele de care s-au folosit pădurenii. Nu, aceea treabă, casa e casă și mergem să o vedem pentru că a fost dorința lui. Nu întâmplător, Centrul de Cultură și Artă, îl salutăm pe domnul Ciprian Roman, că tot vorbim noi așa de instituția asta de cultură. Tare, dragă mie! No, anul ăsta, în dealul Cornetului, se întâlnește Aurel Tămaș din zona Clujului cu Adrian Stanca din zona Bănat. Foarte faină, n-am înțeles până anul ăsta, înțeleg eu mai greu. Avem afișul încă o dată, mulțumesc, Rosi. Uite de asta, că așa și-a dorit Drăgan. Felicitări celor care organizează, încă o dată, dragii mei, felicitări celor care organizează acest spectacol, că uite, duc mai departe dorința lui Drăgan, își dorea ca la el acasă, în dealul Cornetului, să se întâlnească artiști din alte zone. Își dorea să întâlnească artiști și își dorea să promoveze tineri. Și eu am prins o ediție de Festivalul Pădurenilor cu el în viață, ultima, cea din 2001, și pe lângă mine, și înainte de 2001, tot timpul aducea copii să cânte, tineri
să cânte și, bineînțeles, nume importante din folclor românesc. De-a lungul timpului au fost prezenți acolo pe dealul Cornetului, o sărbătoare la care el a ținut foarte, foarte mult. Vor urca și anul ăsta, tineri, dragii mei, ca în fiecare an și tineri. Maia am văzut-o că urcă din nou pe scenă, e nepoata regretatului, marelui doinitor, Drăgan Muntean. Și am văzut și alți tineri care urcă pe scenă. Ai văzut vreun... tânăr. Cristina Drăgulescu e din Ghelari, e pădureancă. Alin Ienciu, ei nu mai sunt la categoria tinerii interpreți, că deja sunt purtători de emblema Ținutului Pădurenilor. Constantin Bogdan la fel, o să-l întâlnim și pe Marcel Gavriluță. Tineri, Mara Andraș, Vlad Toronilă. Așa, și Maia Muntean, așa cum am spus, și avem imagini de anul trecut, ansamblu profesionist Drăgan Muntean, orchestra și corpul de balet. Avem imagini de anul trecut de la Poienița. Cred că pe scenă sunt cei de la ansamblul Leleșana. De la Leleșana, mulțumesc, uite ce frumos! Da, și aici joacă unul dintre cele patru jocuri pădurenești. Și aici este vorba despre Ardeleana pe doi pași. N-am înțeles nimic. Măcar ăsta trebuie să-l înveți, Ioana. Ăsta știu. Atunci. Ăsta știu. Cu brâu stă mai greu. A încercat Enia să mă învețe la zilele Hunedoarei brâu de Banat. Nu mi-a ieșit. Apodomia să ăla de la Pădureni. Ăsta de la Pădureni e important, cred. Ăsta e mai important. Ne vedem sâmbătă și duminică în dealul Cornetului. Rămânem așa. Dar... așa cum am spus de-a lungul emisiunii, invitatul meu din această dimineață, Bogdan Toma, face lucrurile în felul lui. Și, Rosi, ne mutăm în dealul Cornetului, dar în 2024, prima dată, cu niște imagini, poze, niște mulți pădureni acolo în dealul Cornetului. Nu știu, Bogdan a luat-o înainte, a făcut un fel de festival. Ioana, nu-i dealul Cornetului. Este mai jos, am lăsat dealul Cornetului doar pentru sărbătoarea pădurenilor. Imaginile au fost filmate pentru cel mai nou cântec al meu, Asta e Țara Florilor, Țara Pădurenilor, și au fost filmate la Ghelari, în locul numit de localnici în Poiană. În Poiană, de aia mai am dus în eroare. Da. Ia uitați-vă, lasă poza, te rog, Rosi. Nu știu cu care să încep. Încep cu David, David, Andrei, și bineînțeles minunea Anastasia, îi iubesc. O salutăm încă o dată pe Alina. Avem imagini în care îl îmbrăca Alina, avem un filmuleț în care Alina îl îmbrăca pe Andrei. Unde ai găsit atâția pădureni să vină alături de tine? În Ținutul Pădurenilor și le mulțumesc tuturor, au fost alături de mine și membrii corpului de balet a ansamblului folclorului profesionist Drăgan Muntean, ansamblu Cerbălan, ansamblu Leleșana și mulți prieteni de-ai mei din Ținutul Pădurenilor și le mulțumesc din suflet că au acceptat invitația mea. Mi-am dorit să fie un proiect cu și mai ales despre pădureni și o să vedeți despre ce-i vorba. A fost o zi minunată, petrecută. Aici în căsuța cu zorele, dacă văd ea, vine Zina și tăi sau cine sunt? Nu, sunt. Marius este prietenul meu din copilărie. De la Găunoasa. Așa. Mirela este soția lui, Anca este nașa lor, Ancuța, iar Mihai este copilul lui Marius al Mirelei, pe care l-am botezat noi ca și moș de botez. Primul nostru nepoțel botezat, al meu și al Alinei. Îi iubim tare mult și le mulțumim că de fiecare dată ne sunt alături și chiar... spun cu tărie pe inimă că prietenia mea din copilărie cu Marius este una frumoasă și în ziua de astăzi și mulțumesc pentru omul minunat care este. Mai avem, a trecut Rosi foarte repede pe fundal, se aude, da, se gata emisiunea, mai du-te o dată în spate, te rog, mai vreau o poză cu cei trei, Bogdan și cei doi ovizi. Aici nu știu care, cum ai reușit să-i îmbraci în pădureni un moldovean și un hunedorean de pe Valea Mureșului, dacă nu greșesc. Ei și-au dorit casa, e foarte important să-și dorească și ei și le mulțumesc din suflet pentru că prezența lor acolo
a făcut și mai frumos totul, pentru că Ovidiu Urzicean a cântat pe tot parcursul filmării, și doine, și de joc, și eram ca, efectiv, ca la un joc al satului, și prin cânteci a dat acest sens ideii mele de a filma acest cântec. Și oamenii au simțit chiar că sunt la sărbătoarea satului. Exact cum am spus, autentic românesc, în felul lui, îi duce dorința lui Drăgan mai departe, dar a găsit un stil aparte. 25 august, ora 22, după ce coborâm din dealul Cornetului. Ora 20. Ora 20. Da, ai greșit postarea? Nu știu. Nu știu, ora 20. Ora 20. Deci când coborâm din dealul Cornetului, pe YouTube va apărea acest videoclip. Ne spui câteva cuvinte? Da, am spus și înainte că este cu și așa, despre pădureni. Am vrut să am un cânte care vorbește despre pădureni, despre omenia lor, despre felul lor de a fi, despre cât sunt, despre partea frumoasă a pădurenilor. Așadar, de duminică îl voi cânta pentru prima dată la Păienița Voinii. Așa. Așa trebuie. Da. Și așa doresc. Iar seara, cum ai spus și tu, la ora 8, va fi lansarea pe rețelele social media acestui cântec, dar să știi că, pentru că voi sunteți prieteni atât de dragi mie, facem așa ca la teatru, o avanpremieră astăzi la Hunedoara 1 TV, și cei care au fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni și au rămas alături de noi vor putea urmări acest cântec. Când? Asta doar Rosi știe. Zi pe repede înainte, text, melodie. Melodia este compusă de către rapsodul Cornel Buble. Textul el este creat, compus de către colega mea de cântec, Teodora Petruț, care îi mulțumesc din suflet. Orchestra este ansamblu profesionist Drăgan Muntean, orchestrată de, cântecul este orchestrat de către maestru dirijor George Câlțea, care îi mulțumesc și îi felicit pe toți membrii pentru toată munca și tot efortul depus în cadrul ansamblului. Studioul la prietenul meu Cristi Șușman din județul Alba, că acolo a fost realizat acest proiect. Deci de la început a fost creat cu prieteni și în sufletul meu simt asta și le mulțumesc fiecare în parte. Ne luăm la revedere. Pe fundal deja se aude melodia. Vedem imagini care mă fac să plâng. Bogdan, îți mulțumesc pentru tot. Cu drag. Și eu îți mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că prin această invitație ajungem aici în fața oamenilor dimineața să ne spunem gândurile, trăirile, ceea ce mai facem, ceea ce realizăm. Și este frumos. Și îți mulțumesc că aici, în platoul Hunedoara, unde întotdeauna găsim o atmosferă de prietenie și de armonie. Și sper ca și cei de acasă să simtă ceea ce simțim aici la cafeluța de dimineață. Nu uitați, dragii mei, trecutul nu poate fi schimbat. Ne luăm la revedere, ne vedem luni dimineață, tot aici, tot la Dale Dimineții, dar până atunci ne întâlnim la Păienița Voinii. Vă așteptăm cu drag alături de oameni faini. Gospodarge când să știu, lai lai la la lai la 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 la, pădurengii tatăl fiu, lai lai la 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 la. Ciomenesc geuiță-i mice, lai lai la la lai la 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 la, cu vina lăsce cu plășince, lai lai la 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 la. Asta-i țara florilor, lai lai la la lai la 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 la, țara pădurenilor, lai lai la 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 la. Până la noi orșine trece, lai lai la la lai la 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 la, nu pleacă genuși petrece, lai lai la 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 la. Tătă zău ai sărbătoare, lai lai la la lai la 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 la, joc și bucurie mare, lai lai la 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 la. Asta-i țara florilor, lai lai la la lai la 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 la, țara pădurenilor, lai lai la 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 la. Asta-i țara florilor, lai lai la la lai la 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 la, țara pădurenilor, lai lai la 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 la.